Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook. Punem din nou sub lupă sistemul medical astăzi, așa cum am făcut-o și în urmă cu câteva ediții, vă amintiți? Vorbeam atunci despre infecțiile nosocomiale și ne vom întoarce și la asta, dar ne uităm astăzi și la erorile medicale. La malpraxis, dacă vreți, după ce am aflat că sunt șanse de 50% ca la București, de pildă, medicul care te tratează să fie în burnout, într-un sindrom de epuizare mai vizibilă sau mai puțin vizibilă, te întrebi evident care sunt șansele ca el să și greșească în timp ce îndeplinește actul medical și dacă ajunge să greșească, ce putem face și cum trebuie abordată problema asta. Invitații acestei ediții, profesor dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România, îl salut. Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților. Bună seara, domnilor, mulțumesc foarte mult. Bună seara. Aș uita un pic, domnule profesor, la datele astea, date de speriat, aș spune, după care, cel puțin în capitală, jumătate din medici sunt în burnout. Ce înseamnă asta, de fapt? Adică la ce ar trebui să fim atenți și cum s-a ajuns aici? Deci, înainte de toate, trebuie să spun că noi, Colegiul Medicilor din România, ne-am propus o discuție deschisă, o discuție onestă asupra acestor teme de mare interes pentru pacienți, pentru medici, pentru societate. Iar primul subiect abordat este greșeala medicală, un subiect atât de mediatizat în spațiu public. Cum vrem să facem aceste dezbateri, publice? Deja am început prima dezbatere pe 2 noiembrie la Academia Română. Urmează încă câteva dezbateri publice. La Timișoara vom avea mâine. Săptămâna viitoare, miercuri, la Târgu Mureș. Chiar în ianuarie și februarie vom avea dezbateri similare la Cluj, Craiova și Iași. Sigur, subiectele abordate, greșeală și malpraxis. Plecând de la un principiu foarte, foarte corect, și anume greșeala există. Greșeala medicală există, sistemul medical e format din oameni și noi oamenii putem greși. Există tot mai multe tipuri de greșeli. Greșeli văzute, greșeli nevăzute, greșeli ascunse, greșeli vizibile, greșeli cu impact asupra pacientului și greșeli fără impact asupra pacientului. Pe noi ne interesează toate aceste tipuri de ne interesează să le identificăm și să facem ca sistemul să meargă mai bine, fără a arăta neapărat vinovatul. De fapt, este o schimbare de paradigmă pe care nu inventăm noi, ci am preluat-o din vestul Europei. Dacă până în anii 80-90 în Statele Unite și America vorbeam despre același lucru și anume personalul medical este vinovat. E bine, după anii 90 această paradigmă s-a schimbat și discuția s-a mutat dinspre blamarea personalului medical spre cauzele de sistem, respectiv cauzele de organizație. E foarte bună distinție, ajungem și la asta imediat. Lămuriți-mă, vă rog, că n-aș vrea să sărim peste fenomenul ăsta de burnout. Cum am ajuns aici, de fapt, și despre ce e vorba, mai precis, în cazul unui burnout, a unei epuizări a medicilor? Deci e vorba de oboseală și mai ales acest fenomen. Deci, vorbim despre un studiu realizat de Colegiul Medicilor București, un studiu a căror rezultate le-am avut două studii, un studiu realizat în 2017 și un al doilea studiu în 2021, în anii pandemiei. Deci, în al doilea studiu, nivelul de burnout a fost clar ridicat față de 2017. Pandemia a contribuit decisiv la creșterea nivelului gradului de oboseală a personalului. Cât ajung să petreacă acești doctori la locul de muncă? Păi, depinde. De până la mine în spital, marea majoritate a medicilor stau 10 ore, 8-9 ore întrerupt. Da. Noi ne uităm și la aceste erori medicale despre care vorbeați. Domnule Barbu, știm că raportările sunt la fel de neplauzibile, dacă vreți, cum sunt cele privind infecțiile nosocomiale despre care noi mai stăteam de vorbă în urmă cu câteva săptămâni. Adică aveam
40% din unitățile medicale care raportau suspiciuni sau greșeli confirmate. Procentul, înțelegem, că a mai crescut până spre 60%, ne spune Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate. Ce vă reclamă pacienții? Da, noi avem o activitate de aproape 15 ani care primim, am primit mii, poate zeci de mii de sesizări, chiar peste zeci de mii de sesizări din partea pacienților și aparținătorilor acestora, de diverse tipuri și de diverse, să spunem, grade de complexitate și de gravitate. Peste 95%, e o statistică pe care noi am făcut-o în 2019, înainte de pandemie, că în timpul pandemiei lucrurile nu au mai fost foarte clare. În 2019, peste 96% dintre sesizările primite, nemulțumirile pacienților, au fost soluționate prin informarea pacientului, prin informarea medicului, prin legătura dintre aceste două persoane, medic-pacient sau aparținător-medic, s-au informat reciproc, au discutat, au înțeles fiecare dintre ei și medicul de multe ori a recunoscut greșeala, a încercat, pentru că asta a fost, în primul rând, politica noastră a fost să rugăm medicul să încerce să repare greșeala, adică să refacă, să încerce să ajute pacientul să remediem o eventuală eroare medicală sau o continuare a actului medical de așa natură încât să putem să recuperăm dacă s-a greșit ceva și dacă se poate recupera. Au existat astfel de situații și iată, procentul este covârșitor, este fantastic și acest studiu l-am făcut împreună cu o televiziune cu impact național și chiar a fost publicat la vremea respectivă. De fapt, acest studiu noi l-am făcut din 2015 până în 2019 cu același mijloc media și să știți că studiul nostru s-a adeverit mai ales de la an la an. Deci, iată, există o covârșitoare majoritate a sesizărilor care pot fi rezolvate prin simpla informare reciprocă, informarea familiei, faptul că de multe ori familia trebuie să înțeleagă că nici medicul nu este Dumnezeu, nici sistemul de sănătate nu le-a cucerit pe toate. Știința medicală are un anumit stadiu, de-aia în fiecare secundă apar lucruri noi în sistemele de sănătate mondiale. Iar important este ca noi pacienții să beneficiem de toate aceste cuceriri științifice și să încercăm ca erorile medicale, greșelile medicale, pentru că aici de multe ori erorile vin numai doar prin manopera medicului și prin calitatea materialelor utilizate. Iată, oboseala medicului, stresul, limitele tehnologice la care medicul are acces în unitatea medicală respectivă. Sunt niște limite de care noi trebuie să ținem cont. Legea ne apără, ne spune că trebuie să avem dreptul la cele mai, la serviciile de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune. Și scopul nostru este să urmărim să atingem acest lucru, iar relația cu Colegiul Medicilor, numai și cu Colegiul și cu Ordinul Asistenților Medicale, pentru că și acolo avem reclamații, avem sesizări de malpraxis profesional sau erori. Vrem ca acestea să fie într-o relație foarte bună, deschisă și salutăm inițiativa Colegiului Național Medicilor de a transparentiza greșeala, adică să recunoaștem că am greșit, să încercăm să o reparăm, în primul rând, pe rezolvarea problemei de sănătate a pacientului și apoi, dacă apar situații de despăgubiri, pentru că pacientul, ca să recupereze în timp, are nevoie de niște cheltuieli, de eforturi și atunci greșeala trebuie cumva acoperită și sub acest aspect, iar asigurările de malpraxis, tocmai de aceea sunt percepute de la medici sau de la unitățile sanitare, tocmai să acopere eventualele, să spunem, despăgubiri pe care pacientul trebuie să le primească. Deci, da, iată, este un lucru foarte bun că Colegiul Medicilor acum transparentizează și informăm întreaga populație despre acest fenomen. Trebuie să știm cu toții că există un risc, semnăm la momentul în care ni se intervine cu un act medical asupra noastră, noi semnăm un consimțământ informat,
Da. Da? Și tocmai în cadrul acestor informări, cred că ar fi bine să se introducă și sunt convins că Colegiul Medicilor va face tot posibilul ca în final, după ce acest proiect, această dezbatere la nivel național se va finaliza, să avem și o modificare a protocoalelor legate de acest consimțământ informat, încât să cuprindă și acest aspect, pacientul să fie informat și cu privire asupra riscului și da. Pe care trebuie să și-l asume, sigur că da. Da, domnule profesor, să ne întoarcem la distinția pe care o făceați ceva mai devreme, malpraxis, eroare atribuită persoanei, adică doctorului, medicului, versus atribuită sistemului. Cum vine asta? Pentru că probabil că lumea spune, domnule, sunt în mâna unui doctor sau a unor doctori și ei intervin medical. Ce treabă are sistemul în ansamblu? Explicați-ne puțin. Absolut corect. Întotdeauna pacientul vede în fața sa medic. Și consideră că tot ceea ce se întâmplă, bun sau rău, este legat de medic. Dar nu este întotdeauna adevărat, pentru că medicul face parte dintr-un sistem. Vorbeam despre practica internațională. Deci această schimbare de viziune, de a trece responsabilitatea spre sistem este foarte importantă. Exact cum a subliniat și domnul Barbu. Și chiar apreciez cele spuse de dânsul. Consolidarea relației medic-pacient și recunoașterea greșirii este foarte importantă acesta. Ce înseamnă trecerea erorii spre sistem? Că mie îmi sună, iertați-mă, ca și cum se încearcă exonerarea unei persoane trimițând o vină difuz undeva unde nu e nimeni responsabil. Da, aveți dreptate. Deci noi funcționăm într-un sistem medical. Noi nu suntem persoane independente. Noi funcționăm într-un spital. Organizația Mondială a Sănătății deja a identificat principalele cauze care duc la eroare medicală, la greșeală medicală. În primul rând se referă la resurse umane limitate. Adică puțini medici, puține asistente, puține infirmiere și mai ales la personalul suport. 2. Nivel crescut de oboseală, burnout, care am vorbit și există și în România. Infrastructură medicală precară, la fel, o problemă care există în România. Uite, necorespunzătoare, lucru care există și în România și nu în ultimul rând absența unor protocoale foarte clare de diagnostic și de terapie, lucru care din nefericire există și în România. Deci toate acestea țin de sistem. Și ceea ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății pentru a crește siguranța actului medical este o abordare non-punitivă, adică trebuie să recunoaștem greșelile. E foarte important să recunoaștem aceste greșeli ca sistemul să fie îmbunătățit. Le repet, sistemul înseamnă organizația în care ne aflăm și ceea ce se întâmplă. Bun. Recunoașterea greșelii este una, sigur, și poți învăța din ea și e bine să nu o ascunzi, tocmai ca să înveți din ea, dar în același timp nu scuză, dacă înțeleg eu bine, daunele pe care ar trebui să le primească un pacient. Adică aici cred că e discuția în ce măsură reușim să împăcăm ambele situații. Să recunoaștem greșeala cum e normal, poate să nu atribuim doar unei persoane, ci unui sistem, dacă e cazul, care înseamnă proceduri, echipamente, dotări și așa mai departe, dar în același timp să și despăgubim pacientul respectiv. Absolut corect. Este un obiectiv esențial al nostru. Deci dacă pacientul a suferit un prejudiciu, obligatoriu trebuie să existe o compensare financiară. Acest lucru se întâmplă în proces civil. Din nefericire, în România, actuala legea malpraxisului face procesul civil extrem de dificil și domnul Barbu știe despre ce vorbesc. Și noi încercăm să venim cu câteva soluții, propuneri prin care să schimbăm, să facem acest proces civil mult mai facil. De acord cu dumneavoastră, un pacient care a suferit o vătămare trebuie obligatoriu să fie despăgubit. Aici nu avem nicio discuție. Sigur, medicul nu trebuie să fie singur în fața judecătorului, trebuie să aibă lângă el asiguratorul. Pentru că noi avem o poliță de malpraxis care ar trebui să cumva să oblige asiguratorul să fie lângă noi și să ofere aceste compensații financiare, iar medicul să-și practice meseria mai departe. Da. Cât de greu e, domnule Barbu, să treci printr-un proces din acesta civil și să obții despăgubiri în cazul unui malpraxis? Este groaznic, vă spun, și foarte mulți pacienți au renunțat, s-au rezemnat de multe ori.
cu ani în urmă, sigur, era aproape imposibil, trebuia să recurgă la acțiuni penale, la plângeri penale, tocmai ca pacientul să nu plătească taxe de timbru, care destul de mare, după ce a fost pus într-o situație și a cheltuit o groază de bani pentru serviciile sociomedicale pe perioada bolii, trebuia să mai plătească și această taxă de timbru care ajungea la cifre foarte mari. Și atunci, circa 4 ani, am luptat în Parlament să modificăm legislația astfel încât ordonanța 80, care se referă la taxele judiciare de timbru, să rezolve această problemă și am reușit. Acum taxa a ajuns 100 de lei pentru fiecare sesizare, astfel încât pacientul nu mai merge la parchet să sesizeze, tocmai pentru a nu plăti această taxă de timbru. Deci, iată, această facilitate a fost un prim pas pentru a facilita a merge cu procesele în civil și nu în penal, pentru că marea majoritate a greșelilor medicale, să spunem, a suspiciunilor de malpraxis, de fapt, nu erau de natură penală. Procurorii erau nevoiți să dea neînceperea urmăririi penale, pacientul pierdea timp, între timp se prescria și fapta, nu avea acces nici măcar la cea despăgubire civilă de la asigurătorii de malpraxis și deci, iată, se pierdeau, unii se îmbogățeau asigurătorii de malpraxis, medicul era terorizat prin citările la parchet, la poliție, ani de zile. Iată încă un motiv de burnout, de burnout în rândul cadrelor medicale, de multe ori, și noi am simțit acest lucru de multe ori chiar pe pielea noastră. Deci, iată, a fost o dificultate. Am rezolvat. Acum trebuie să mai rezolvăm o altă problemă legată de rolul mediatorului și domnul profesor Coriu știe foarte bine și este preocupat la nivelul specialiștilor din Colegiul Național al Medicilor, al juriștilor, care am și discutat în cadrul dezbaterii. Introducerea instituției mediatorului este foarte importantă, mediatorul autorizat, care poate media în astfel de situații, astfel încât între toate părțile, adică pacientul care trebuie despăgubit, medicul și unitatea medicală care au asigurare de malpraxis și asigurător, se pot stabili cuantumuri, se pot negocia, se pot media astfel încât pacientul să fie corect despăgubit și medicul să poată să-și acopere prin asigurarea de malpraxis, iată, acest eveniment, această sumă, această cheltuială. Sună foarte interesant, dar aș vrea să știu cum, în ce măsură se pot baza pacienții pe imparțialitatea, să spunem, a acestui mediator, pentru că prima tentație pentru mine este să aud nu vreți să ajung la proces, înseamnă că vă temeți, nu, de a ajunge la un proces și de a plăti niște daune și atunci apelăm la un mediator, dar ce înseamnă că face mediatorul? Ne mulțumim cu mai puțin decât am obține în tribunal? Corect însă problema și iată, prin asta informăm mult mai corect publicul. Nu, instituția medierii nu înlătură dreptul de a apela în instanță la un proces civil. Deci este un prim pas care să reducă, dacă vreți, cheltuielile cu apărarea cheltuielile specifice unui proces și practic această, să spunem, primă treaptă, o încercare care nu este obligatorie, este opțională pentru pacient și pentru unitatea medicală, dar este un instrument pe care noi, iată, am dovedit de ani de zile, practicăm de aproape 7 ani de zile, practicăm și s-a dovedit că, iată, apelul la instituția mediatorului se rezolvă. Au fost medici care au plătit chiar, iată, și 30.000 de euro, da, prin negocierea, prin mediator, despăgubiri pacientului care a trebuit să plece în străinătate să-și continue tratamentul. Deci, iată, 5.000 de euro, 10.000 de euro au fost sume plătite, 1.000 de euro foarte frecvent, despăgubiri, care au fost rezolvate prin instituția mediatorului. Este foarte adevărat, acum, la ora actuală, legislația nu obligă și asigurătorul de malpraxis să participe la această cheltuială a medicului. Deci, dar se poate rezolva. Deci acest lucru se poate reglementa astfel încât pacientul să aibă acces și, iată, și la
mediator, pentru că îl costă mai puțin, să aibă acces și la instanță, dacă este cazul, dacă vrea să meargă mai departe, dar la instanța civilă, pentru a fi corect despăgubit, pentru că marea majoritate a pacienților care au trecut prin astfel de situații, noi uneori i-am întrebat, vreți să vă mai răzbunați pe medic, să-l băgați la închisoare sau să-l pedepsim penal? Și au spus, nu, mulțumim, bine că am rezolvat, bine că ne-am mai rezolvat și problemele de sănătate, pentru că medicul ne-a ajutat cu ajutor un alt coleg sau a refăcut intervenția respectivă și iată, am rezolvat o parte din daune. Deci, iată, este un lucru extraordinar dacă vom proceda așa, dacă, iată, deschiderea colegiului medicilor pe noi ne bucură foarte mult, pentru că noi ne luptăm de aproape 15 ani cu acest fenomen și tot încercăm. Iată, în sfârșit, Colegiul Medicilor este alături de noi și prin acest proiect al dumnealor, la care ne-am alăturat și noi și îl susținem cu tărie, vrem ca mai departe în mediul politic, în mediul guvernamental să existe și finalitatea, astfel încât și noi să ne schimbăm mentalitatea ca români și profesioniștii de asemenea să-și recunoască vina fără să le fie teamă că vor, avea sancțiuni penale sau că vor plăti sume uriașe din propriul buzunar, atâta timp oricum plătesc cu asigurare de malpraxis. Da. Și oricum această recunoaștere a greșelii, să știți că are un rol extraordinar. Am discutat cu N profesioniști și inclusiv cei care cunosc sistemul din afară, sistemele de sănătate, va avea un rol de a preveni alte greșeli. A doua greșeală un medic nu mai face, este un om cu o educație deosebită, cei mai mulți ani de școală, el nu mai va greși așa cum știți că este acel proverb românesc, ca să greșești a doua oară trebuie să fii nu știu cum, dar mai mult de atât, această greșeală, dacă ea este împărtășită, publicată și altor colegi, într-un mediu colegial, bineînțeles, pentru că nu trebuie să panicăm publicul cu tot felul de informații, această greșeală nu mai fac nici alții. Este foarte important să se învețe din greșeli, este foarte important ca alții să nu mai greșească așa cum s-a greșit. Da, domnule doctor, totuși înțelegem că aceste greșeli nu se recunosc și stau și mă întreb din experiența dumneavoastră cât de greu e să faci distinția între eroarea care poate fi atribuită unei persoane, deci medicului în cauză, și așa zisului sistem de care vorbeați ceva mai devreme. Cum poți să demonstrezi că procedurile sau lipsa lor sau lipsa de dotări, instrumentar și așa mai departe sunt responsabile pentru că tu ai greșit în actul medical? Aici este partea importantă a problemei. Nu mai contează cine este vinovatul. Nu mai discutăm, nu mai personalizăm, nu mai spunem X-a deși nu. Nu mai există această discuție. Atunci cum știm să îmbunătățim dacă nu știm ce n-a mers? Avem o discuție, deci noi avem modelul francez. În discuția din 2 noiembrie, am avut invitat pe domnul Radu Lupescu, dânsul este anestezist în Franța și cel decorat de președintele Macron. Dânsul răspunde într-un spital din Strasbourg exact despre această problemă de gestiune a riscurilor. Acolo există aceste comitete de MMR, se numesc ele, de Morbidity and Mortality Review, comitete care revizuiesc aceste cazuri dificile cu finalitate defectuoasă. Și aceste discuții sunt la nivel colegial, anonime, fără să se spună nume cine a greșit. Nu. Problema este să identificăm greșeala și facem un plan pentru ca data viitoare această greșeală să nu se mai repete. Nimic mai contează, pentru că data viitoare lucrurile vor merge mult mai bine. Asta este sistemul care va permite ca noi să ne perfecționăm, ca noi, organizația noastră, spitalul nostru, data viitoare să funcționeze mult mai bine. Vreau să fac o completare. La tot ce a spus anterior domnul Vasile Barbu și mulțumesc foarte mult pentru cele spuse. Prima chestiune, tot legat de mediere, tot am învățat la colegul nostru din Franța, doctor Radu Lupescu. În Franța există acest organism al medierii și în Franța 70% din cazuri se rezolvă prin mediere. În instanță ajung 20-30% numai. Acolo au un sistem foarte clar de mediere cu o grilă foarte clară de desfăgubire. Și tot de la dânsul am învățat foarte bine că această cultură organizațională de non-blamare a greșelii medicale. A doua chestiune care vreau să spun se referă la ceea ce se întâmplă în România în civil. Și anume, de ce
nu merge bine procesul civil pentru că se blochează la nivel de expertiză judiciară. Cine stabilește dacă este sau nu malpraxis? Avem procese care se prescriu, exact cum a spus domnul Barbu. Cunosc eu persoana câteva procese în care s-au prescris faptele pentru că sunt de 10-15 ani în instanță. Și la ora actuală această expertiză este asigurată de INML, respectiv de DSP, o comisie de malpraxis la DSP, care nu funcționează cum trebuie și de consecință avem aceste termene prelungite de judecată. Noi venim cu soluții. Noi venim cu soluții în care să înlocuim aceste instituții ale statului, care până la urmă sunt instituții ale statului român, să înlocuim cu corpul experților, corpul de experți medicali cu expertiză juridică. Da, înțeleg că aceste DSP-uri nu fac decât să confirme eventual că a fost malpraxis, să-ți dea o decizie, dar asta nu ține loc de nici de despăgubire, exact. Nici de a... De fapt, este atacabilă. Da. Este atacabilă și de obicei se atacă în instanță și este contestată decizia de la DSP. Deci, practic... Oricum, da, scuzează, domnul profesor. Oricum, vă spun, din toate situațiile, acel document eliberat de DSP nu a servit nici măcar în instanță, pentru că în procedura civilă și nici cea penală nu există introdus acest mijloc, așa zis, mijloc de probă. Pentru că nu servește, dar partea tristă este că pacientul plătește sume importante, s-a ajuns să plătească acum unii și 8.000 de lei plătesc la DSP pentru expertiză, deci pacientul păgubit, să zicem, suspiciunea de malpraxis este prezentată, da. Pentru asta pacientul trebuie să plătească sume foarte mari. Și în final nu se alege cu nimic. Deci, practic, la ora actuală, statul, așa cum a legiferat și cum reușește să mențină, înșeală, păcălește pacientul. Documentul respectiv nu poate fi utilizat în, să spunem, în demersurile judiciare, pentru că nu are valoare de probă. Da. Da, deci, iată un lucru și un lucru foarte... Mă bucur că domnul profesor a amintit acest corp al experților medicali. E foarte important. La ora actuală știți că România poate fi acuzată de țările europene că are o problemă, să spunem, cu justiția și una serioasă, este cea legată de accesul părților, fie păgubit, fie cel care a produs paguba, accesul la expertiză judiciară. Știți că la ora actuală, pentru tot felul de alte situații tehnice de regulă, corpul arhitecților au experți contabili, au corpul experților contabili. În situații de litigii, judecătorul nu are cum judeca corect, da, și imparțial, echitabil, astfel încât să poată să probeze în instanță. Știm că sunt limite ale activității judecătorești și în astfel de cazuri, un judecător, dacă are nevoie de o expertiză, nu are la cine să apeleze, că nu există. Ministerul Justiției nu a reglementat până în prezent și nu a organizat, și este sarcina Ministerului Justiției, să organizeze un corp al experților tehnici medicali. Bineînțeles, cu niște demersuri, că colegiul Menșor trebuie să aibă un rol foarte important să autorizeze aceste persoane, Ministerul Sănătății, e nevoie de o colaborare, dar inițiativa aparține Ministerului Justiției, să organizeze acest corp al experților. Și ideea colegiului Menșor este una foarte importantă pentru noi, pentru că va fi un pas important pentru a, să spunem, a concretiza realizarea unor corpuri de experți pe diverse specialități la care judecătorul se poate să apeleze. Apeleze, atunci. Da. Mă întorc, domnule profesor Coriu, la ceea ce fac medicii confruntați cu posibilitatea să fie reclamați că au greșit. Și aici se tot conturează și am auzit din tot felul de relatări și confirmați-mi, vă rog, dacă este adevărat, că încep să intervină niște pași suplimentari greoi în asigurarea actului medical, doar pentru ca medicii să-și ia niște măsuri de precauție. Adică în loc să intervină prompt și la obiect, mai fac niște pași în plus, doar să nu fie reclamați că au greșit. Absolut corect. Asta este ceea ce se numește medicina defensivă. Defensivă, da. Se întâmplă numai în România, a fost descoperită încă din anii 90-80 în Statele Unite.
Adică, ca definiție, în medicina defensivă înseamnă că deciziile medicale sunt bazate pe principiul de a se proteja de un potențial conflict litigios, decât de a face mai bine pacientul. Cu alte cuvinte, de a te proteja ca doctor în caz de eșec terapeutic. Dacă pacientul nu merge bine, tu ca doctor să fii protejat. Ce face medicul? Bineînțeles, va cere foarte multe analize, foarte multe consulturi nenecesare și cazurile la limită, cazurile care ar putea să beneficieze de o intervenție terapeutică, atunci medicul are o anxietate, are o frică și nu intervine. Și pacientul pierde pentru că pierde în primul rând un timp prețios. Și foarte important este faptul că există costul, se încarcă costurile sistemului sanitar și lucrurile sunt cuantificate, de exemplu în Statele Unite, medicina defensivă costă undeva de la între 40 până la 300 de miliarde de dolari, iar în Italia ajunge la 10% din cheltuielile pentru sănătate. Deci aceste calcule există în țările dezvoltate, medicina defensivă există și în România, pentru că în cazul unei situații dificile, în cazul unui caz dificil, cu riscuri, cineva trebuie să-și asume o răspundere. Da, și îmi imaginez că, mă rog, în felul ăsta, sigur că se pierd foarte mulți bani pentru sistem, dar aș vrea să vă întreb, ne apropiem de final, domnule doctor Coriu, în ce măsură pot fi împăcate, să zicem, ambele aspecte și nevoia de a merge mai repede decât într-o instanță și de a obține niște despăgubiri pentru pacient, și nevoia în același timp totuși de a nu lăsa medicii să se prevaleze de faptul că lasă că mediază cineva pentru mine, eu pot să greșesc oricât, măcar știu că nu mai ajung la tribunal. Care e finalitatea, să spunem, legislativă de care pomenea și domnul Barbu ceva mai devreme? Problema este foarte corectă. Deci, în primul rând, noi, Colegiul Medicilor, ne propune să întărim răspunderea disciplinară. Adică noi trebuie să sancționăm mai puternic, să sancționăm mai... acei medici care greșesc, chiar merge până la ridicarea dreptului de liberă practică. Deci asta este un lucru care noi deja îl parcurgem, deja suntem spre finalizarea acestui proces. În același timp, trebuie să ajutăm expertiza judiciară și aici venim cu propunerea legislativă în ceea ce înseamnă corpul expertilor medicale. Astea sunt principale și, bineînțeles, să implicăm asiguratorul. Aici trebuie o modificare legislativă, cumva asiguratorul trebuie să fie adus lângă medic să răspundă prin compensare financiară în caz de vătămare corporală. Câți medici părăsesc sistemul după știința dumneavoastră de teamă să nu fie acuzați de aceste erori medicale care, ziceți chiar dumneavoastră, nu pot fi atribuite doar unei persoane de multe ori? Păi, vedeți dumneavoastră, în România, în caz de greșeală medicală, se ajunge în penal cam în 90% din cazuri și atunci acest lucru sperie. Medicul se speria când știe că colegul său este în penal pentru o anumită greșeală, atunci, bineînțeles, va fi speriat. Care este procentul, nu vi-l pot da exact. Ceea ce putem vedea cu certitudine este că un număr important de medici părăsesc România. Deci, de exemplu, dacă la rezidențiat intră în jur de 4.000 de rezidenți, la final, noi, în Colegiul Medicilor, intră în jur de 1.000 și ceva. Asta înseamnă că restul părăsesc sistemul. Bineînțeles, un medic tânăr care are foarte multe opțiuni, vorbește limbi străine, nu, va prefera să profeseze meseria într-un spital cu infrastructură modernă și cu legislație modernă. Bun, ne trebuie sistemul ăsta de asumare a greșelilor, ne trebuie mediator, ne trebuie modificări legislative, dar cred, domnule doctor Coriu, aș vrea să mai aflu dacă e nevoie și ca din partea autorităților de conducere din spitale să se facă în paralel pasul ăsta, să nu ne mai furăm căciula singuri, că făceam legătura cu aceste infecții nozocomiale, acolo raportările sunt foarte slabe, la fel și în cazul erorilor medicale. Adică noi putem avea toate pretențiile astea de la pacienți, de la medici pe persoană fizică, dar de la sistem, de la conducerea spitalelor, ce pretenții ar trebui să avem ca ei să raporteze corect, să nu ne mai furăm căciula singură? În momentul în care medicul va avea această libertate de a sesiza o greșeală, fără să fie responsabilizat, fără să fie băgat în comisie disciplinară, cum se întâmplă astăzi, și aceste probleme se vor rezolva.
Mulțumesc foarte mult amândurora, profesor dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor, Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, azi în Piața Victoriei. Pe curând! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.